Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prime Time. Pentru început, haideți să urmărim împreună principalele titluri ale ediției. Marți 13, ziua informării preventive. Sub acest slogan s-a desfășurat concursul organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Unirea. Alba Iulienei sunt invitați la Lăsatul Secului pentru trup și suflet. Weekend cu folk la Alba Iulia. Vineri se dă startul ediția 8-a a festivalului de folk Ziua de Mâine și municipiul Alba Iulia va primi premiul de destinație europeană de excelență cu ocazia Târgului de Turism al României. Pentru mai multe detalii despre aceste știri, dar și altele, rămâneți în Prime Time. În acest an, orașul Alba Iulia a fost desemnat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului prin intermediul proiectului Eden, lansat de Comisia Europeană ca destinație europeană de excelență. Înmânarea diplomei va avea loc la Târgul de Turism al României, organizat la Romexpo de Minister în perioada 15-18 noiembrie 2012. Municipiul Alba Iulia va primi premiul de destinație europeană de excelență cu ocazia Târgului de Turism al României organizat la Romexpo în perioada 15-18 noiembrie 2012. Alba Iulia este al 23-lea oraș european care primește acest titlu, iar ca recompensă, municipiul Alba Iulia va beneficia de promovare gratuită în cadrul târgurilor de turism naționale și internaționale. Indiscutabil, participarea din acest an de la Târgul de Turism al României de la Romexpo constituie un mare avantaj pentru Alba Iulia, din mai multe motive. Unul dintre ele este că participarea este gratuită, în regim de gratuitate, dat fiind faptul că municipiul Alba Iulia a câștigat trofeul Destinație de Excelență, conferit de Comisia Uniunii Europene. Acest lucru atrage după sine marcarea pe harta turistică a Europei, a orașului nostru, ca fiind o destinație atractivă. Acest trofeu a fost acordat de-a lungul timpului oraș care nu au o tradiție turistică pregnantă, dar care au reușit transformarea, hai să spunem, peste noapte a orașurilor dintr-un, să zicem, sit industrial, sau cum a fost cazul orașului nostru, unui sit care a aparținut armatei, la un moment dat, într-o destinație turistică. În cadrul târgului din acest an, Alba Iulia va avea un stand de prezentare în adevăratul sens al cuvântului, iar materialele de promovare vor fi axate în principal pe cetatea Alba Carolina. La eveniment va fi prezentă și Garda Romană a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Standul municipiului nostru va fi pentru prima dată un stand în adevăratul sens al cuvântului, construit cu toate elementele decorative provenite din selecția de culori, să spunem, a brandului turistic oficial al orașului. Cei care vor fi acolo se vor întâlni de astă dată cu Garda Romană, a celor de la Muzeul Unire, o gardă pe care avem mândria și onoarea să o găzdim în acest oraș. Și, bineînțeles, va fi conferit acest trofeu tuturor locuitorilor, însă, în mod aparte, domnului primar Mircea Hava. Această distinție constituie un reper categoric pentru municipiul Alba Iulia, iar câștigarea acestui trofeu îi conferă un loc vizibil pe harta europeană de destinații turistice. Corpul de control al primului ministru a acuzat firmele care construiesc ronsoanele de autostradă Orăștie, Sebeș, Sibiu de faptul că și-au umflat în scris capacitățile ca să câștige licitații. În urma analizei efectuate s-a descoperit că aceleași utilaje și aceleași personal cheie vor fi utilizate pentru execuția unor lucrări de infrastructură rutieră în șantiere diferite în aceeași perioadă de timp. Conform situației de la sfârșitul lunii august 2012 prezentate de CNADR, unii constructori executau în paralel mai multe lucrări de infrastructură rutieră. Astfel, Secestraco Grup SRL, firma care execută lucrări la tronsonul de autostradă care cuprinde și centura Sebeșului, avea 20 de contracte. Austriecii de la Strabag, care au câștigat licitația pentru execuția tronsonului de autostradă de Vaurăștie Sebeș, aveau 16 contracte. Și societatea care a câștigat amenajarea drumului național DN67C Transalpina între localitățile Sebeș, județul Alba și Novaci, județul Gorj, avea în derulare simultan 23 de contracte de lucrări, constatându-se și în cazul acesteia numeroase neconformități și nereguli, fiind amendată de către Garda Națională de Mediu cu 100.000 de lei pentru nereguli privind gestionarea deșeurilor la amenajarea Transalpina. Corpul de control acuză societățile controlate că au obținut contractele inducând CNADR în eroare, pentru că în realitate firmele avute în vedere nu dețineau capacitatea de a duce la bun sfârșit, în condițiile de timp și de calitate corespunzătoare, lucrările de infrastructură rutieră, șosele și autostrăzi. Raportul a fost transmis Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, pentru a dispune măsurile necesare vis-a-vis de cele constatate.
Weekendul Folk la Alba Iulia. Vineri se dă startul ediția 8-a a festivalului de folk Ziua de Mâine, iar în deschidere vor cânta artiști precum Mircea Baniciu sau Nicu Alifantis și invitații săi. În serile de sâmbătă și duminică, publicul se va bucura de prezența artiștilor Vali Șerban, Alexandru Andrieș sau Paula Seling, aceștia fiind doar câțiva dintre folkiștii care vor urca pe scena festivalului Ziua de Mâine. Marca Consiliului Județean, festivalul a adus de-a lungul anilor nume mari ale folcului, precum Ducu Berții, Mircea Rusu sau Nicu Alifantis, câștigându-și astfel renumele în rândul evenimentelor de acest gen din țară. Vreau să vă spun că deja am participat la două festivaluri importante în muzica folk în România, la nivel național, la festivalul de la Cluj, Napoca Folk, și de câteva zile la Bistrița Folk, și colegii mei și prietenii mei din folk sunt încăpățânați în a susține că festivalul nostru este cel mai puternic și cel mai bine organizat. Ne-am dorit de la început, așa cum a fost condiția în discuția cu Vali și cu colegii, să devină cel mai important festival de folk din România. Să vedem, dacă e așa, să vedem ce se va întâmpla și în aceste 3 zile. Dar faptul că înțeleg de la partenerii noștri, de la prietenii noștri, că foarte mulți iubitori de folk din județ sunt supărați pe noi că nu mai găsesc bilete, asta înseamnă că ne apropiem de ce ne-am propus, și anume să devină cel mai important festival, cea mai importantă sărbătoare a folkului românesc. Ca în fiecare an, festivalul deschide porțile tuturor iubitorilor de folk, iar concursul Ziua de Mâine constituie o rampă de lansare pentru tinerii care îmbrățișează acest gen muzical. Anul acesta, pe scena festivalului vor urca 12 concurenți, marele premiu fiind în valoare de 1.500 de lei. A fost un număr de 19 participanți la preselecții. În urma preselecțiilor au rămas 12. Cel puțin personal, nu știu, ceilalți membri ai juriului. Preselecția am făcut-o având în vedere calitățile interpretative ale concurenților. La Casa de Cultură a Sindicatului avem concursul Ziua de Mâine, iar la finalul acesteia o să avem un concert cu Țapinarii și Ovidiu Mihăilescu. Intrarea este liberă, vă așteptăm cu drag, cu siguranță nu o să regretați. Pentru prima dată în festivalul de folk vor cânta Alexandru Andrie și Paula Seling, dar și alte proiecte muzicale ale unor artiști de renume vor fi aduse pentru publicul Alba Iulian, tot în premieră. De menționat este proiectul lui Nicu Alifantis și invitații săi, un proiect care l-a realizat la aniversarea 50 de ani de viața lui Nicu Alifantis, se numește Sinfonicul, extraordinar, noi am văzut ceva imagini din el. Seara de duminică va aduce publicului prezent în sală și frumusețea colindelor, iar pe scenă vor urca artiștii Ducu Berții și Mihai Neniță, Florin Săsărman și Alexandru Filip. Festivalul se va încheia prin recitalul Paulei Seling, însă ținem să amintim faptul că în cele 3 zile de muzică folk, la cafeneaua cu folk din fiecare dimineață, Alba Iulienii se pot bucura de lansări de carte și recitaluri de poezie, iar seara de after party. Mă voi întoarce să te pot convinge, câte săpezi s-au strâns la mine în gând. Mai multe despre festivalul de folk Ziua de Mâine aflăm în această seară de la Vali Șerban, directorul artistic al festivalului. Bine ați venit în Prime Time! Bună seara, sărut minile tuturor celor care ne urmăresc la această oră, veniți acolo dacă mai găsiți bilete. Știi că de vineri s-au terminat biletele, însă pentru cei care doresc cu tot din adinsul să intre în sală să vadă cele 3 gale de festival, se vor da bilete la fața locului. Deci se vor da bilete la intrare, nu trebuie să ne impacientăm, deși am auzit că s-au terminat biletele, însă până să ajungem la spectacolul propriu-zis, spuneți-ne cum se anunță această ediție a 8-a. Uite, deja ajuns la numărul 8-a festivalului. Nu mi-aduc aminte, știi de ce? Pentru că au trecut deja 8 ani. Așa, nu mă simt chiar bine. Se anunță foarte bună, e ceva mai concentrată, și pentru că vremurile sunt mai concentrate, da? Însă s-a ales și formula la care să se extindă zilele festivalului și în alte locații, de exemplu cum e de anul trecut, concursul se desfășoară la, de exemplu, la Casa de Cultură a Studenților, și mie mi se pare foarte, foarte firesc.
deși unii dintre concurenți anul trecut au fost ușor ofuscați, dar spectatorul care vine și plătește un bilet și vrea să vadă o seară de ținută, vrea să-i vadă pe cei mai buni. Pe cei mai buni. Și așa, sistemul de, nu știu dacă ești informată, sistemul de preselecție nu mai este preselecția la sală. Este preselecția prin internet. Deci nu vin decât chiar cei care, despre care juriul consideră că merită să participe. Să fie acolo, să fie prezent. Știi ce se întâmplă, Andreea? S-a întâmplat de multe ori în anii dinainte și se întâmplă încă la multe festivaluri. Îți vine de la Constanța sau de la Iași sau de la Timișoara sau de la Baia Mare un tânăr sau o tânără care n-ar merita să intre în concurs. Și tu ce faci? Îi spui du-te acasă? Și atunci automat scazi valoarea cum nu intrări în spectacol. Pentru că după concurs nu urmează recitalurile. Și atunci, din punct de vedere profesional... Deci s-a schimbat puțin S-a schimbat de doi ani. Pentru cei care nu știu, există așadar un concurs ziua de mâine pentru a promova tinerele talente, iubitorii de folk. Avem și în acest an acest concurs. Spuneți-ne despre concurenți, despre participanți. Nu vreau să spun nimic despre concurenți. Surpriză. Eu sunt directorul festivalului. Nu am nicio legătură cu concursul și nu vreau să mă implic. Dar cu siguranță știți și nu vreți să ne spuneți nimic picanterii de acolo. Poate nu știu. Însă știu un singur lucru. S-a ajuns la un consens să fie acceptați în concurs 10 concurenți. Dar pentru că toți au fost atât de buni, s-a mers la 12, la 12 concurenți. 12 concurenți au fost acceptați. Concursul va avea loc începând de la ora 15:30 la Casa de Cultură. Ia uite, vedeți că ne-ați spus câte ceva, chiar dacă poate nu ați vrut din primul moment, să ne întoarcem la festival. Secretos. Nu sunteți așa secretos. Să ne întoarcem puțin la festival, pentru că știu că vor urca nume mari pe scenă, iar cei de acasă care ne urmăresc sunt foarte curioși să afle ce surprize le rezervă această de 8-a ediție a Festivalului de Folk. În afară de ceea ce înseamnă muzica folk, deci numele fundamentale ale muzicii folk, o mai avem, de exemplu, pe Alexandra Andrei, poate cei care au venit la fiecare ediție a festivalului, știu că avem o regulă, face parte, de fapt, din regulament, din proiect, câștigătorul dintr-un an al Marelui Premiu participă automat la următoarea ediție deschizând galele. Anul acesta avem pe Alexandra Andrei. Le-am dorit tuturor celor care au participat să meargă mai departe. Noi înregistrăm prin prietenii noștri cu studiourile cu care colaborăm, înregistrăm albume sau măcar câte un CD cu 2-3 cântece ale celor care participă. Pe care eu, de exemplu, la Radio Reîntregire le difuzez la emisiunea de muzică folk Ziua de Mâine, Florin Săsărman la Radio Cluj. Mai multe nu putem face, depinde și de șansă. Depinde și de șanse, cu siguranță așa este. Pe lângă Alexandra, mai sunt și alte nume cunoscute și nume mari care vor urca pe scenă. Câteva, să spunem. Matache, șeful bloggerilor de pe planetă, o să fie Daniel Iancu, cu Ograda? Așa. El e cu Ograda, nu? Așa. După aceea, mica formulă de Colibri, Mircea Baniciu, Vladi Knežević și Teo Boar. Apoi va năvăli pe scenă Nico Alifantis. Va năvăli, așa. Acum la Bistrița stăteam cu el de vorbă și am spus, Nicolae, iar veniți 20 pe scenă. Nu, Vali. 17. Are o formulă a lui, Sinfonicu. Chiar l-am întrebat, Sinfonicu? Nu, Sinfonicu, ca să se știe cine e. Apoi vor fi, să știm, în fiecare dimineață de la orele 11 vor fi cafenelele cu folk, dar și conferințe de presă. Apoi și lansări de poezie. Concursul, cum spuneam, sâmbătă la Casa de Cultură a Studenților, dar tot atunci
recitaluri, Țapinare și Ovidiu Mihaelescu. Iar seara voi ieși și eu acolo, împreună cu ziua de mine. De la 19, dacă da, de la 19, așa, ca să justific ceva. Alina Manole, o cantautoare din generația 4-a, care începe să promite, și apoi un cantautor, Alexandru Andrieș, dacă... E o surpriză acestei de ediții. De 8 ani încercăm să-l aducem. Și uite că ați reușit. Greu a fost. E un cantautor care foarte, foarte greu iese în public, în spații mari deschise. Dar atât l-am bătut la cap cu toții, și mai ales Dan Popescu, încât în acest și an... Și uite că ați reușit, motiv pentru care neapărat Alba Iulieni să meargă. După aceea seara, în acea seară de sâmbătă, after party-ul la spațiile Rima, acolo plus noi, Tica Lumânare, Claudiu Oftimescu, Iulian Timar, iar duminică, tot la Casa de Cultura Sindicatelor, deci după Cafeaua cu Folc de la ora 11, Gala Laureaților, unde vor veni cei 5 sau 6 premiați, firește, Adrian Ivanițchi, Florin Săsărman și Alexandru Filip, Ducu Berții și Mihai Neniță, și Paula Selling, firește. Și Paula Selling, ca de obicei, se plasează acest festival și în perioada în care se intră în colinde. Practic va fi o seară de colinde și, cum spuneam și astăzi la conferința de presă, pentru cei care au întrebat, dar ce caută Paula Selling? Paula Selling? Au fost destul de mulți care au pus această întrebare. Foarte puțin știu. Există că... o legătură? Păi da, Paula Selling a început împreună cu Narcisa Sucea, a început cu balade. Deci ea e foarte potrivită pentru asta. Apropiată de ideea de baladă folk, însă vocea și destinul au dus-o și spre alte zodii muzicale. Eu cred că Alba Iulienii vor fi foarte fericiți. Absolut. Pentru că duminică Paula Selling va fi aici în Alba Iulia și va cânta pentru Alba Iulieni. Indiferent ce va cânta, este Paula Selling, care este de-a noastră. Care este de-a noastră și pe care majoritatea românilor, și știu eu că și Alba Iulienilor, o iubesc foarte, foarte mult. Așadar, se anunță zile pline în acest weekend la Festivalul de Folk ziua de mâine. Începe vineri? Vineri, pentru mine începe de joi. Începe de joi, nu? Când încep să apară prietenii. Oaspeții festivalului. Astăzi, la conferința de presă oficială, cea de marți, mi s-a pus festivalul în brațe. Și atunci mi s-a spus, te duci și vorbești despre festival. După ce încep să vină ei, să vezi ce frumos va fi. Cu siguranță, abia așteptăm și noi cu mare nerăbdare și această ediție a Festivalului de Folk ziua de mâine. Așa, înainte de încheiere, înainte de bani de spărțit și bea, vă mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Eu acum am încălzit. Abia v-ați încălzit. Aș întreba, care mai este situația folkului, chiar și aici în Alba Iulia și în întreaga România, dacă e să vorbim la nivel național, mai ascultă lumea folk? Dacă avem în vedere faptul că acum un an, lunea, la ora 11 s-au pus biletele vânzare și la 12 nu mai erau bilete. E un mare semn. Dacă anul acesta, vineri, s-au terminat biletele pentru toate cele trei gale, dacă mai avem în vedere și un alt lucru, faptul că eu în 20 de zile am participat la trei festivaluri naționale. Cluj-Napoca, prima ediție, Bistrița Folk, acum la finalul, și peste o săptămână Alba, ziua de mâine, la mijlocul lui decembrie va fi și Om Bun. Dimpotrivă, lucrurile merg din ce în ce mai bine. Ajută foarte mult și emisiunile de muzică folk pe care și colegii mei le realizează la diferite posturi de radio. Uite, chiar acum mai am puțin și mă duc la Radio Întregirea, la emisiune, da. Voi vorbi. Ideea este, nu ieșise muzica folk din schemă, cum s-ar spune. Nu era difuzată datorită faptului că foarte multe posturi de radio și de televiziune practic interziceau muzica folk. Ei, uite, noi ne-am încăpățânat. Am creat emisiune, o promovăm și iată la Alba Iulia de vineri. Seara nu mai există bilete pentru trei seri.
Dar pentru asta să nu se sperie alba iulienii, pentru că se mai dau bilete la intrare, ne îngrijim și tot vedem ceva. Și pentru cei împătimiți, cum am făcut în ultimii ani, poate vor ieși și câteva plasme. Ia uite, asta e de la plasmă. Da, poate vor fi și câteva plasme și toată lumea va fi mulțumită cu siguranță. Le-am spus într-o seară, nu mai mulțumi, că n-am terminat. Așa. Le-am spus acum 3 ani, v-am spus că au năvălit aici hoții de culoare. Nu mai erau culoare în Casa de Cultură. E cel mai frumos și mai dulce semn pentru cei care iubesc și organizează. Și uite că asta se întâmplă și la Alba Iulia. Mulțumesc frumos pentru prezență încă o dată. Ne întâlnim în weekend la Festivalul de Folk și vă mai așteptăm aici în emisiunea Prime Time. Da. Luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente. Rămâneți cu noi! Doamnelor, domnilor, ne-am întors în prime time, continuăm știrile. Situat undeva la 10 km de Alba Iulia, într-o vâlcea înconjurată de dealuri, satul Dumitra numără aproximativ 100 de fumuri, dar mai bine de jumătate din case sunt părăsite. Oamenii locului, majoritatea pensionari, duc grijă a sănătății și a zilei de mâine. Când îi întrebi de alegerile parlamentare și de politicieni, zâmbesc ironic și nu se feresc să critique dur clasa politică. Aproximativ 40 de familii mai locuiesc în satul Dumitra, aparținător comunei Sântimbru. Chiar dacă este situată foarte aproape de Alba Iulia, în această localitate te simți departe de civilizație, de freamătul trepidant al lumii urbane. Ziua în amiaza mare, greu dai de săteni pe ulițele satului. Nici măcar câini nu prea sunt. Avem norocul să întâlnim 3 bărbați, 2 lângă un tractor, al treilea în utilaj. Pe 2 îi cheamă Vasile, pe al treilea Ioan. Îi îndemnăm la un dialog pe teme politice. Când e vorba de un asemenea subiect, sătenii dau cu barda. Pe 9 decembrie se alegerile parlamentare. Cu cine votat? Păi nu știu. Eu, după părerea mea, numai monarhia ar scăpa România din necazuri negre care sunt. Pe vremea când era PSD-ul la putere, spunea că PDL-ul fură. Acum fură și PDL-ul, fură și PSD-ul. Nu mai știm cu cine. La alegeri merg să votez. Auzi, eu sincer, nu știu dacă mai merem. Pe mine chiar nu mă mai interesează. Deci numai să minte și să fură. Deci toată lumea știm asta. Și eu mă te gândesc, nu există măcar 5 oameni în România deștept să poată scoate țigănia asta. Mi-e rușine, știi că suntem, deși că noi putem. Deci se poate, dar să fură. Și așa că, păi vii și îmi spui că, 20 de ani nu știu să iau aici. S-au făcut pe toate horhoaiele și tu vii și îmi spui aici la 10 km de Alba că nu sunt bani. Păi sunt Imbrovo cea mai bogată comună de pe timpul lui Ceaușescu, din zona Alba Iulia. Dar știi cine candidează pe zona asta, din Alba? Nu știu, sincer, că eu sunt aici cu munca câmpului, când am recoltat porumb, am probleme cu agricultura și cu... Da, deci deodată dacă nu știți, când o să-i vedeți pe afiș, o să și votați cine după fizionomie sau după cum îi votați. Nu știu, să știți că nu am un cuvânt decizional în acest sens. Noi îi punem în funcție, ei își iau plămânda, mașini, averi, nu știu ce și pleacă. Stai liniștit. Pleacă în Canare, în Dubai, pe acolo, nu știu noi, pe unde. Deci lumea nu-i proastă, dar ne prostesc. Că nu cred că România e proastă. Nu e proastă. Ne tăhoțesc așa, ne iau banii. Știți cum zice Sergiu Vitalian, mai, dar suntem sărași, dar nu suntem proști. Agricultura nu se face așa, trebuia să ne dea bani, cel puțin 300 de euro la hectar. Nu trebuie să ne dea, mai sunt două. Eu am muncit 40 de ani de șoferie și am o pensie de 735. E păcat. De ce nu se subvenționează motorina? Să vină să spună motorina 60 de euro cenți. Să vină să stabilească amendament în Constituția României. Vă rog să dați pe post. Da. În Constituția României să se stipuleze următorul amendament. Declarația politică să intre sub incidența codului penal. Dacă eu, Corneliu Orar sau Muntean Vasile, subsemnatul, declar, în timpul mandatului meu, fac drum la Dumitra, asfaltez, nu știu, dacă nu, să-i pac cătușele și-l aiut. Tot tâlharul ăla de acolo din București. Și-o zic că își dă demisia dacă nu câștigă alegerile. Ai văzut? O mință pe față de ce mai stă în parlament și nu mere nici la orele. 90% lipsește parcă. Coboară și nea Ion din tractor. Vârstnicul e mai ironic, dar la fel de dur cu politicienii. Pe cine votați? Știu. Car de bani pe ea. Dar știți cine sunt candidații? Pe tăți. Pe tăți știți?
Pe care ești? Ce candidat? La ce? Ăștia, la parlamentar. La, să fure mai mult? Pe ulițele din Dumitra, picioarele politicienilor calcă rar și când calcă, nu prea sunt binevenite. Crucea Roșie Română, organizație cu peste 130 de ani de activitate umanitară, se confruntă în ultimii ani cu o situație fără precedent. Simbolul Crucii Roșii pe fond alb, semn al protecției și umanității la nivel mondial, emblema organizațiilor de Cruce Roșie din întreaga lume, este folosită în mod abuziv din ce în ce mai frecvent de către societăți publice și private. Nici o organizație, instituție publică sau privată, cu excepția Crucii Roșii Române și a echipelor medicale ale forțelor armate, nu poate folosi în România emblema de Cruce Roșie, acest lucru fiind reglementat de convențiile de la Geneva. Astăzi putem întâlni Crucea Roșie pe fond alb în sigla altor organizații non-guvernamentale, pe frontispicii sanitaro-farmaceutico-medicale, uniforme ale unor instituții publice și private sau mijloace de transport. Directorul Crucii Roșii Române, filiala Alba, Adrian Dușa, a luat atitudine și a făcut demers necesare pentru stoparea fenomenului. Nici o firmă nu poate să folosească această emblemă pentru că este un semn protector, este un semn al umanității, al demnității, al neutralității, un semn care permite Crucii Roșii să acționeze ori de câte ori sunt conflicte armate, ori de câte ori sunt situații excepționale. Este un semn recunoscut, cum spuneam, la nivel internațional. Alături de Crucea Roșie mai poate fi folosit de către formațiunile armate, formațiunile sanitare ale armatei române atunci când sunt situații care o impun. Folosirea fără drept a emblemei sau denumirii Crucea Roșie ori a unei embleme sau denumiri asimilate acestea este sancționată de codul penal cu închisoare de la o lună la un an, dacă fapta a cauzat pagube materiale. Dacă fapta se săvârșește în timp de război, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani. Simbolul Crucii Roșii este protejat de dreptul internațional umanitar, de convențiile de la Geneva din 1949 și de protocoale adiționale din 1977, este protejată de legea de organizare și funcționare a Crucii Roșii 139/95, modificată și completată cu legea 524 din 2004, precum și de codul civil român și alte legi internaționale care spun expres că doar organizația pe care o reprezentăm are dreptul de a folosi această siglă. Pe această cale se dorește conștientizarea instituțiilor care folosesc emblema Crucii Roșii în modurile amintite fără a avea acest drept și să renunțe în a mai folosi sigla societății și să folosească alte însemne consacrate. Sperăm ca prin demersul nostru să stopăm oarecum extinderea acestei ilegalități, spunem noi, și facem un apel la cei care folosesc acest semn să conștientizeze puțin semnul pe care îl are Crucea Roșie și să-l înlocuiască cu semnele care se folosesc în mod normal, șarpele cu paharul, semnul unităților medicale. Înființată în 1876, Crucea Roșie Română este o organizație umanitară de interes național, bazată pe voluntariat. Ca urmare, emblema de Cruce Roșie trebuie respectată peste tot în lume ca simbol al protecției și umanității. Săptămâna trecută, în urma controalelor efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, 5 persoane au fost depistate în lucru fără forme legale de angajare. În total, în județul Alba au fost controlate 68 de unități comerciale, amenzile acordate fiind de aproximativ 80.000 de lei. Acțiunile de combatere a muncii nedeclarate continuă în județul Alba. Astfel, din cei aproximativ 1200 de angajați verificați săptămâna trecută, 5 persoane au fost descoperite lucrând fără forme legale, în total depistându-se 355 de deficiențe. În perioada 5 noiembrie-9 noiembrie, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba au controlat în domeniul relațiilor de muncă un număr de 68 de unități. În cadrul acestor controle, fiind constatate 355 de deficiențe, s-au dispus tot atâtea măsuri, s-au depistat un număr de 5 persoane lucrând fără forme legale de angajare, s-au aplicat 284 de sancțiuni, din care 12 amenzi în cuantum de 79.800 de lei,
din care 5 amenzi în valoare de 50.000 de lei pentru muncă nedeclarată. Principalele deficiențe descoperite cu ocazia controalelor au fost cele legate de lipsa contractelor individuale de muncă sau nu s-au compensat în bani concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată, dar și multe altele. Nu s-au stabilit atribuțiile corespunzătoare pentru toți angajații conform fișei postului. Nu au fost completate contractele individuale de muncă cu clauzele referitoare la criteriile de evaluare a activității profesionale a salariaților. Nu au fost îndeplinite măsurile obligatorii dispuse în controlele anterioare și nu s-a aflat la dosarul de personal certificatul medical care este obligatoriul în cazul angajării. Controlele inspectorilor au vizat și domeniul securității și sănătății în muncă, fiind controlate 37 de unități comerciale. În domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii de muncă au verificat un număr de 37 de unități, constatând 108 deficiențe și dispunând tot atâtea măsuri. S-au aplicat 108 sancțiuni, din care 107 avertizmente și o amendă în cuantum de 4.000 de lei. Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancționarea muncii nedeclarate în vederea descurajării și a diminuării fenomenului de evaziune fiscală. De o vreme încoace, oferta locurilor de muncă pare să fie tot aceeași. Acest lucru este din lista posturilor vacante a celor de la AJOFM Alba, care în fiecare săptămână este aproape neschimbată. Un motiv ar putea fi salariile, care nu sunt prea stimulante. În această săptămână avem în județul Alba 288 de locuri de muncă disponibile, mai multe cu 35 decât săptămâna trecută, când au fost 253. Cu toate acestea, încă suntem nedumeriți de faptul că posturile vacante par să fie cam aceleași, cu toate că de șomeri nu ducem lipsă. Noi o să vă informăm totuși despre locurile care așteaptă să fie ocupate. Sunt 115 locuri de muncă în Alba Iulia, 71 la Câmpeni, 54 la Blaj, 27 la Iud și 21 de posturi disponibile la Cugir. La ora actuală, în Alba Iulia, se caută excavatorist, macaragiu, șofer, automacaragiu, mașinist, mașini terasamente, broder mecanic, vânzătoare, muncitori necalificați în industria confecțiilor, confecționeri îmbrăcăminte, confecționer ansamblator art carton, excavatorist, dulgher, muncitori necalificați cablaje, dar și lucrător gestionar și expert în securitatea și sănătatea muncii. Pentru mai multe detalii despre ofertele săptămânii, sunați la numărul de telefon 0258 831 137 sau îndreptați-vă repede pașii către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba. Personalul de dincolo de ghișeu vă va oferi toate informațiile de care aveți nevoie. Astăzi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Unirea a Județului Alba a dat startul unui concurs pentru elevi sub sloganul Marți 13, Ziua Informării Preventive. Concursul constă în completarea corectă a unui chestionar tip grilă cu tematica situațiilor de urgență, care se găsește împreună cu regulamentul concursului pe site-ul www.isualba.ro. La acest concurs participă doar elevii claselor 1-12 din județul Alba în cadrul a trei secțiuni pentru fiecare ciclu de învățământ în parte, primar, gimnazial și liceal. Premiile constau în rucsacuri echipate cu materiale de strictă necesitate în cazul producerii unei situații de urgență. Evenimentul se înscrie în categoria acțiunilor de informare, conștientizare și prevenire a cetățenilor în legătură cu pericolele la care sunt expuși în cazul utilizării necorespunzătoare a diferitelor surse de energie. Astăzi, marți 13, sărbătorim Ziua Informării Preventive. Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Unirea al Județului Alba organizează un concurs cu tematică pentru stingerea incendiilor. Concurenții care vor să se înscrie vor găsi chestionarele de tip grilă afișate pe site-ul nostru. Perioada de completare a chestionarelor este 13-15 noiembrie, ora 20, iar extragerea la sorți pentru aflarea câștigătorilor va fi în data de 21 noiembrie, iar premiile vor consta în rucsaci pentru situații de urgență. Protocolul, al cărui obiectiv principal este reducerea numărului incidentelor și implicit al victimelor, este primul de acest fel încheiat între IGSU și o companie din sectorul energetic din România și este prevăzut să se dezvolte pe mai multe componente. Prima acțiune lansată împreună fiind Campania Națională de Informare și Educație Preventivă, FOC, Flăcările Omoară Copiii.
Marți 13, două semne rele care, alăturate, dau fior multora. Supersticios sau nu, această dată nu trece neobservată. Dar haideți să vedem de ce creează atâtea bătăi de cap. Ambele semne au conotația lor negativă chiar și separat, atât marți cât și 13. Multe popoare consideră numărul 13 ca fiind blestemat. Se zice că numărul 13 este considerat ca aducător de nenorociri și pentru că la cina cea de taină au stat la masă 13 persoane, cei 12 apostoli și Isus, înainte ca Mântuitorul să fie crucificat. Din acest motiv, puțini oameni au curajul să cheme la masă 13 musafiri. Ziua de marți este considerată alături de ziua de sâmbătă ca fiind o zi cu trei ceasuri rele, nimic magic la mijloc. Totul provine de la o regulă folosită în astrologia orară, una din ramurile astrologiei generale. Ziua de marți începe la ora la care răsare soarele, ca atare, prima oră planetară a oricărei zile de marți, aparține planetei Marte, care guvernează ziua respectivă și care este considerată planeta malefică, la fel ca și Saturn de altfel. Și acum întrebarea este câți oameni trăiesc cu această frică. Să vedem! Azi e marți 13. Am pățit deja o grămadă. Ce ai pățit? În trafic. În trafic? Da. Poți să ne spui și nu? Mi-a murit motorul de vreo 5 ori și era să fac un accident. Și crezi că din cauza zilei? Da. De fiecare dată mi se întâmplă câte ceva. Nu e superstițioasă? Nu. Nu cred în superstiții. Este marți 13. Nu sunt superstițios. Nu. Nu aveți probleme cu zilele de genul? Nu. N-ai fost niciodată superstițioasă? Nu. În niciun caz. Așadar, nu sunt foarte multe persoane superstițioase printre noi și bine fac, pentru că marți 13 este tot marți, chiar dacă este a 13-a zi din lună. Asta nu înseamnă că trebuie numită ziua aducătoare de ghinion. Pentru romano-catolici, de exemplu, ziua de marți 13 este una miraculoasă, datorită uneia dintre cei mai iubiți sfinți ai lor. Așadar, liniștiți-vă! În câteva ore trecem la miercuri 14. Înainte de a intra în perioada de post, dinaintea sărbătorilor, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, Primăria Municipiului Alba Iulia, Consiliul Județean Alba și Alba Mall s-au gândit la un eveniment deosebit. Mâine, la Alba Mall, sunteți invitați la un târg cu produse naturale și bunătăți de casă, toate preparate după rețete originale. Evenimentul Lăsatul Secului pentru trup și suflet, la care albaiulienii sunt invitați să regăsească gustul uitat al bunătăților de altă dată, va avea loc miercuri 14 noiembrie de la ora 17 la Alba Mall. Cele trei instituții publice și Arhiepiscopia vor să vină mai aproape de oameni și să-i facă să înțeleagă că cele câteva zile, peste 4 săptămâni de post, sunt foarte benefice și pentru suflet și pentru trup. O să fie peste 20 de agenți economici care expun numai produse de post acolo. Instituțiile care se ocupă și Arhiepiscopia. Am invitat și un nutriționist de la Cluj, de la Catedra de Nutriție din Medicina din Cluj. Sperăm să vină cât de multă lume și să fie un eveniment pe care să-l avem în fiecare an și pentru Sfintele Paști și pentru Sfintele Sărbători de Crăciun. Veți putea găsi pe rafturile producătorilor bucate alese, zacuscă gustoasă de alba, miere, pâine pe vatră, ulei presat la rece, turtă dulce, dulcețuri și siropuri, murături sau alte preparate care ne vor ajuta să trecem mai ușor peste cele 40 de zile de post care ne despart de marea sărbătoare a nașterii Domnului. Sărbătorile de iarnă sunt aproape și tăiatul porcului de Crăciun e o tradiție care se mai păstrează încă în Ardeal. În mediul rural, porcii se vând lesne, spun sătenii. Pălinca e mai scumpă, cămusa e lângă slană, dar nu și de vânzare, deoarece se prepară pentru uz intern. În mediul rural, oamenii trăiesc din ce cresc în ogradă și din munca pământului. De aceea își prețuiesc bucatele cum se cuvine și consideră că 600 de lei pe un porc de 100 de kilograme e foarte ieftin. Porcii cum spui cea? 6-7 lei. 6-7 lei. 6-7 sub orice critică. Sub orice critică. Țăranul muncește un an, nu poate. Eu norocul că mai la viu. Norocul că mai am o pensă și mă mai descurc așa, dar motorină de unde să mai? Că n-ai de unde. 6 lei și 0,4, că a fost 6,22, am mai redus acum. V-am spus și mai anterior. Dar poate mai crește de Crăciun încolo. Nu crește, nu. Bine ar fi să crească, dar nu ajunge. Ajunge la galantar. Dar la epoc de vânzare sau pentru consumul propriu. Eu i-am vândut, că au fost cum pe bucatele. I-am vândut, am scăpat de ei. Nu mai întrebă porți. 80 de bani, kilogramul de cereale, cheltuiește un liu. Tata nu ții porți, nu e o problemă de aia. Da? Dar e ieftin. Domnilor, și nu se merge. Auzi, ba, să merită orice.
Corect. La noi în România se merită și dacă el ții ieftin. Numai românul vrea să se îmbogățească de azi pe mâine. Țuică nu fac pentru vânzare, ci doar pentru uz intern. Dacă însă ar vinde-o, nu ar da-o sub 20 de lei per litru. Țuică se face epizodul? Se face care cum pot oamenii, mai amărâți, dar prune fă puține pe aici, pe la noi. Acum... Se face țuică? Se face, da, că fă prunele anul ăsta. Să-mi bată mirtăți la vot acum. N-ai treabă cu ei. Asta cât e litru? Cât e? 20 de lei. 200. 20 de lei. 20 de lei. La 40 de grade. Așadar, porcii nu sunt scumpi, ci cu un mic efort financiar, fiecare dintre noi poate avea de sărbători pe masă cârnați, cartaboși și tocana porcului spălate împotriva greții cu mărgele de pălincă. Cetățenii români care doresc să se căsătorească în străinătate și cărora le este solicitat să probeze faptul că nu sunt căsătoriți, se pot adresa Serviciului de Stare Civilă din localitatea în care s-a înregistrat nașterea pentru eliberarea unui document intitulat Certificat de Celibat. Cererea de eliberare a certificatelor se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată în țară de un notar public, iar în străinătate de misiunea diplomatică sau de oficiul consular al României din statul de reședință. Certificatul de celibat este eliberat de starea civilă, acolo unde a fost înregistrată nașterea. În unele țări se cere și certificatul de căsătorie cu mențiunea anulat pentru persoanele care au fost căsătorite și vor să se recăsătorească în aceste țări împreună cu sentința de divorț. Deci dovada de celibat se eliberează de la primăria locului de naștere a unui solicitant. Deci primăria eliberează dovada de celibat, care este de regulă să folosește în străinătate la încheierea unei căsătorii. Dovada de celibat se eliberează personal sau prin procură specială. Deci împuternicește o persoană de la primăria locului de naștere ca să ridice dovada necesară la căsătorie în străinătate. Ca să fie acceptată în străinătate, ea trebuie să fie apostilată. Apostilarea la noi, deci se face la prefectura județului Alba, în baza procurii. Pentru recunoașterea documentelor în străinătate, acestea trebuie apostilate și traduse de către un traducător autorizat în limba țării de destinație, iar traducerea legalizată în prealabil de către un notar public se supralegalizează de către tribunal. Alba TV te trimite în Munții Apuseni în acest weekend la pensiunea Vraja Muntelui din Arieșeni. Urmărește emisiunea Prime Time, ascultă întrebarea concursului și sună la numărul de telefon 0371 020 000 sau intră pe www.știrilealbatv.ro pentru a câștiga o mini-vacanță de două persoane în Munții Apuseni la pensiunea Vraja Muntelui din Arieșeni. Așadar, nu uitați de concursul nostru, Alba TV te trimite în Apuseni. Săptămâna aceasta puteți câștiga o mini-vacanță pentru două persoane la pensiunea Vraja Muntelui din Arieșeni. Asta dacă ne răspundeți corect la întrebarea zilei, care este din nou foarte simplă. Unde puteți câștiga, la ce pensiune puteți câștiga o mini-vacanță pentru două persoane în această săptămână? Ne puteți răspunde corect la numărul de telefon 0371 020 000, număr de telefon cu tarif normal, sau intrând pe site-ul nostru www.știrilealbatv.ro la secțiunea concurs. Mult succes vă doresc! Noi punem punct aici întâlnirii noastre. Sunt Andreea Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă sunteți martorii unui eveniment care ar putea deveni știre, transmiteți-ne informațiile dumneavoastră la adresa de e-mail contact@știrilealbatv.ro sau la numărul de telefon 0371 020 000. O seară liniștită vă doresc. Pe curând! Bine v-a găsit la știrile din sport. Fostă vedeta Unirii Alba Iulia din perioada de glorie a clubului, Ovidiu Maier joacă fotbal și la 41 de ani, însă o face doar din plăcere alături de prietenii săi la o echipă din Liga 5-a, Progresul Fărău. Motanul ne-a declarat că are Unirea în suflet și suferă alături de echipă în aceste momente grele.
287 de meciuri în prima divizie de fotbal din România, 42 de goluri marcate și mulți adversari umiliți de execuțiile sale. Toate aspectele menționate anterior sunt trecute în dreptul fotbalistului Ovidiu Maier. Acesta a evoluat și la Unirea Alba Iulia și a declarat că perioada cea mai frumoasă din cariera mea a fost la Unirea Alba Iulia și la Ucluj. M-am simțit extraordinar, poate că a fost și în Ardeal aici și am avut mulți prieteni și m-am simțit foarte bine. Era supranumit Motanul pentru agilitatea și tehnicitatea pe care o afișa pe teren la fiecare meci. Astăzi joacă doar din plăcere la 41 de ani pe prime de 20 de lei. Când audă de situația Unirii... Sincer, îmi pare foarte, foarte rău. Mă uit la televizor, vezi ce se întâmplă, citesc presa, de asemenea, nu știu, dar trebuie cineva cu bani, ceva sponsor, că în ziua de azi e greu și criza și probleme, e greu. Păcat că Alba Iulia a ajuns în situația asta. Motanul Ovidiu Maier crede că fotbalul Alba Iulian mai are multe de arătat și speră ca Unirea să nu moară. Merită clubul Unirea Alba Iulia să fie pe calea de dispariție? Nu merită, cu regret, nu se poate așa ceva. A fost în divizia la un moment dat când jucam și eu acolo, eram pe locul 4-5 în divizia, era tribunele pline, spectatori mulți, lumea iubește fotbalul în Alba Iulia și din păcate uitați că unde s-a ajuns. Mai sunt câteva etape să treacă acum turul și după aceea sper că din retur să se găsească ceva să se facă, că păcat de Unirea Alba Iulia. Stabilit în Ocna Mureș, Ovidiu Maier urmărește tot ceea ce se petrece în fotbalul județean. Cu siguranță îl doare și de Sibiu și de Rapid, de Târgu Mureș, de Universitatea Cluj sau de Zlatna. Dar atunci când a vorbit de Unirea Alba Iulia, s-a simțit cu adevărat sentiment și un tremurat profund în vocea lui. Dacă ar fi să transmiți acum suporterilor Unirii Alba Iulia un mesaj, ce le transmită? Vă rog frumos să fiți alături de echipă, cum a fost dintotdeauna. E greu, dar trebuie să fiți alături de ei. O mare personalitate a fotbalului românesc, un dribling mortal și o inimă care bate în alb-negru. Unirea trăiește în zi de azi și datorită lui Ovidiu Maier. Trei foști uniriști sunt prezenți la loturile naționale pentru acțiunile din această săptămână. Mai exact, Gicu Grozav a fost convocat la Naționala Mare a României de către Victor Pițurcă, iar Nicușor Stanciu și Florin Ilie fac parte din lotul reprezentativei de tineret a României. Naționala Mare a României va juca mâine de la ora 21 un amical împotriva Belgiei. Printre cei 23 de jucători convocați pentru această partidă se regăsește și Gicu Grozav, un produs 100% al Unirii Alba Iulia, care actualmente evoluează la Petrolul Ploiești. Alba Iulianul are 7 selecții în echipa națională, pentru care a marcat 3 goluri. În acest sezon a jucat în toate partidele pentru ploieșteni și a înscris de 4 ori. Grozav a devenit un jucător important pentru Naționala României, fiind un jucător pe care Victor Pițurcă îl apreciază foarte mult. Naționala de tineret a României va juca de seară la ora 8 împotriva Ciprului, un meci amical. În lotul reprezentativei mici a tricolorilor se regăsesc alți 2 jucători propuși 100% de Unirea Alba Iulia. Nicușor Stanciu a devenit un jucător important pentru FC Vaslui, evoluând în toate partidele din campionat și din cupele europene pentru moldoveni. În duelul retur dintre Vaslui și Inter Milano, Nicușor a fost însărcinat să poarte banderola de capitan, reușind să marcheze și un gol în acea întâlnire. Florin Ilie, un alt fost fotbalist al Unirii, evoluează în Liga 1 la Concordia Chiajna. Acesta are 20 de ani și a evoluat în acest sezon 5 meciuri pentru galbeni verzi plus partida contra Stelei din Cupa României, unde a făcut un meci foarte bun. Cel mai mare regret pentru posibila desființare a Unirii sunt acești jucători care poartă emblema clubului în suflet. Cu siguranță, dacă Unirea va ieși din această pasă proastă, nume cunoscute vor mai fi pe prima scenă fotbalistică din România. Ieri a fost anunțată sentința din dosarul transferurilor. Numai puțin de 8 persoane importante din fotbalul românesc au primit ani grei de închisoare pentru niște transferuri dubioase pe care procurorii și instanțele au decis că au fost efectuate fraudulos. 12 transferuri ilegale, 1,5 milioane de dolari prejudiciu cauzat statului și alte 10,5 milioane de dolari în daună unor cluburi din România. Acestea sunt acuzele aduse celor 8 inculpați. Ioan Becali a primit cea mai mare pedeapsă, 8 ani de închisoare cu executare, fiind acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală. Fratele acestuia, Victor Becali, alături de Cristi Borcea, au primit câte 7 ani de închisoare cu executare. Aceștia sunt urmați de George Copos, care a primit 5 ani cu executare, Meme Stoica 4 și Gigi Nețoiu, Jean Pădureanu, respectiv Gică Popescu, ce au primit câte 3 ani de închisoare cu suspendare. Presa internațională a acordat o atenție mare acestui subiect, de departe capul de afiș pentru agențiile de presă, fiind Gică Popescu, fostul capitan al Naționalei și al Barcelonei. Deciziile nu sunt decisive și pot fi atacate, însă acest dosar al transferurilor nu face deloc cinste fotbalului românesc. Acestea au fost știrile din sport, rămâți în continuare alături de Alba TV.